Scandalul coridoarelor verzi pentru demnitare a fost comentat și de președintele Maia Sandu. Într-o emisiune TV, ea a declarat că niciodată nu a cerut să-i se asigure prioritate în timpul circulației prin capitală și că acuzațiile primarului general al capitalei, Ion Ceban, sunt false. Șefa statului a precizat însă că de culoar verde a beneficiat totuși prim-ministrul Natalia Gavriliță în doar câteva cazuri. Maia Sandu a explicat că solicitările de asigurare a priorității se fac pentru a fluidiza traficul în capitală și nu pentru a asigura confortul demnitarilor. A fost și cazuri de asigurare a coridoarelor verzi, însă doar în cazul premierului, a anunțat președintele Maia Sandu. 40 și ceva din ele au fost pentru fluidizarea traficului și nu are nimic cu mine sau cu președintele Parlamentului sau cu prim-ministru. Dacă s-a întâmplat că doamna prim-ministru în cursul zilei, pentru că eu știu că ea dimineață vine foarte dimineață și nu are nevoie de coridor special. Dacă s-a întâmplat odată, trebuia să spună cel care a spus odată, dar nu să spună 47, pentru că asta este o minciună foarte mare. Anterior, premierul Natalia Gavrilița s-a supărat pe Ion Ceban pentru dezvăluirile făcute de acesta despre culoarele asigurate în traficul rutier pentru guvernanți. Întrebarea importantă care trebuie pusă domnului primar, cum asemenea date ajung în spațiu public, care este regimul acestor date, pentru că există și anumite informații de interes public, dar există informații care deci ține de bună funcționare a instituțiilor statului și domnul primar ar trebui să fie atent cu divulgarea acestor informații. În replică, primarul general Ion Ceban a declarat că nu le va mai permite direcțiilor municipale să asigure prioritate pentru demnitare. Vreau să vă anunț că nu doar 47 sau 49 sau 50 de solicitări. Am ridicat arhiva din ultimele luni. Coridorul verde pentru oamenii buni a fost organizat în unele zile și în peste 80 de solicitări. Eu cred că dumneavoastră trebuie să vă fie rușine de acest lucru. Pentru că nu sunteți mai privilegiați ca alții. Pentru că dumneavoastră ați vorbit despre lucrurile acestea permanent. Că veți renunța la privilegii de acest tip. Credeți-mă că mai mult nu veți fi autorizați, vă descurcați singuri cu coridoarele verzi. Plecați la serviciu ca oamenii de rând. Stați în ambuteiaje ca să înțelegeți problema oamenilor. În orele de vârf, traficul rutier este deseori aproape blocat în capitală. Experții în urbanism explică acest fenomen prin creșterea spectaculoasă a numărului mașinilor pe străzi. Asta pune presiune pe infrastructura rutieră, care nu a fost prevăzută pentru un flux de autoturisme atât de intens. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, în Chișinău sunt înmatriculate 317.000 de vehicule.